Vreau să vă spun minunii care le-a făcut și acum și mai de mult puțin. În anul 1953, la Mănăstirea Grigoriu, a fost stareț Părinte Atanasie, un om, v-am spus, foarte cuvios, foarte bun. În această epocă, 53, a fost o mare galaxie în Sfântul Munte despre sfințirea Sfântului Netare. Alții călugări l-au spus este adevărat sfânt, alții l-au spus nu este sfânt. Dar Părintele Atanasie stareț a avut icoana lui pe capul sus, pe capul lui unde s-a a odihnit, a culcat, a dormit. A avut icoana lui, pentru că a crezut fără îndoială că Sfântul Netare este adevărat sfânt. De ce? Fac o paranteză ca să știți. Patriarhia Constantinopolului a făcut canonizarea Sfântului Nectarie în anul 1955, adică doi ani mai înainte, a avut o mare galaxie în Sfântul Munte. Și Părintele, și Mănăstirea Grigoriu. Și Părintele Atanasie a făcut o snacks, o adunare cu părinții monahilor lui și le-a spus, uitați, vom face rugăciunea cu trei privegheri, fiecare noapte, trei privegheri. Și Sfântul Nectarie, el poate să ne dea informație, o semn, ca să știm noi, este adevărat sfânt sau nu. Toți părinții au fost de acord. Au terminat privegherea prima, au intrat privegherea a doua, Părintele Stareț Atanasie a fost puțin obosit și după după sfârșitul utrenie, a mers puțin ca să odihnească la camera lui. Când a intrat, a auzit bate așa, la poarta lui. A spus, noi greci spunem ebros, adică poftiți. A deschis cine a fost, Sfântul Nectarie. Părintele Atanasie stareț a stat și l-a acceptat, l-a primit cu multe respecte, a sărut mina lui și au stat puțin ca să vorbească. Și Sfântul Atanasie Nectarie le-a spus, Ieroda, nu faci așa și călugării voastre sunt foarte obosiți. Nu e nevoie ca să faceți trei privegheri pentru mine. Nu e nevoie. Nu, lăsați, nu faceți. Da, aveți cu multă dragoste ca să nu fiu obosiți călugării lui. Am venit acum ca să vă spun, nu faceți privegheri, și ca să vă spun că eu sunt adevărat sfânt. Și Dumnezeu mi-a dat scaun de cinstire, adică aproape la Sfinții Trei Ierarhi. Știm noi, Vasile cel Mare, Grigore, Arhiepiscopul Constantinopolului și Crisostom Gura de Aur. Acolo Dumnezeu Hristos mi-a dat scaun pe linga lor. Părintele Stareț Atanasie l-a întrebat, Sfinte, cum ai sfințit? Ce ai făcut în viața voastră? Sfântul l-a spus, eu nu am trăit ca sihastru într-o mănăstire sau în pustie. Am trăit în lume cu toți alți oameni. Nu am fost mare nevoitor. Dar Dumnezeu mi-a sfințit. De ce? Când au venit 3-4 autorități mari oameni la insula Enghina, când el a construit mănăstire și au venit cu dinsul aproape 10 surori ca să fie acolo călugărițe, după câteva luni au venit acolo președintele de la poliția, președintele de la primarul de la Pirea, primarul, un alt 3-4 mari oameni, o autorități. De ce? Ca să fac control, de ce au auzit că Sfântul Nectarie a făcut
corvie și a născut multe copii cu călugărițe. Și când au ajuns acolo, președinte de la poliție a apucat de la haina lui, se le-a spus: „E, Ieruda, ne spuneți unde ai aruncat prunții pe care ai născut cu surorii? Unde s-a făcut control fintine? A făcut control acesta autorizație ca să vedă unde sunt prunții pe care el a născut cu surorii și au căutat. Surorile lui, călugărițe, au fost în prejurul lui și au plâns. Dar se le-a spus: spune-ți, Ieroda, câteva cuvinte, de ce sta în tacut și zmerit așa? De ce stați tacut? Spune-ți cuvinte ca nu ai făcut, nu s-a făcut aceasta, lucrul ăsta, păcat, zbârvie. Dar ei le-au bătut, le-au batjocorit, le-au spus cuvinte urite, contra, dar Sfântarie a stat tacut, cu multe pace și răbdare. Dar surorile toți au plins. Când ei au terminat aceasta batjocură, când au terminat, Sfântul Nectar le-a spus: frații mei, poftiți, mergem la masa ca să mâncați puțin, să beți cafea. Ce dragoste, ce mare dragoste și răbdare. Da. Și pentru aceasta Iisus Hristos l-a sfințit. El așa a spus Sfântul Nectar: eu nu am fost mare nevoitor, dar fiindcă am iertat pe dușmanii mei care au venit ca să mă judecă, pentru care eu le-am iertat, Dumnezeu mi-a sfințit. Dar Dumnezeu este și drept, este și iubitor de oameni, și drept. Și după 2-3 zile, soția primarului de poliție a murit. Băietul unui alt a murit. Adică trei mari pedeapse din cauza aceasta care a făcut aceste oameni. Asta este o mare semn, ca să știți. Așa s-a simțit Sfântarie. Acum, în Grecia, am cunoscut, nu eu, o altă femeie care este ucenica mea, mi-a spus în cutare Cartier la Atena, trăiește o femeie care este vârsta 80 de ani și în viața lui a trăit o viață curată și sfintă, este laica, nu este călugăriță, dar a fost foarte chinuită în viața lui și a făcut 32 operații și a trăit de la vârsta 80 ani, când a fost în vârsta de 80 ani, numai cu una piciorul, deci alt picior este tăiat de la șuș, din cauza de grenade, așa le numește? Da. Grenade. Explozie. S-a exploziat. Și așa a rămas numai cu o picioare și cu multe chinuiri, dar din cauza de multe răbdare și multă tare răbdare și credință, Dumnezeu le-a dat o mare dar. Ce mare dar? Vine Sfântul Nectar până acum. Eu l-am întrebat, eu am mers acolo la acasă lui. Are o mică garsonieră, cum spune, o mică garsonieră. Și m-am bucurat mult. Am văzut o femeie foarte slabă, numai cu un picior, și nu este cunoscută, nici vecinia lui nu știu cine este această femeie. Și nu are blagoslovenia de la duhovnicul lui ca să nu vin mulți oameni acolo ca să le deranjeze. Și l-am întrebat: spune-mi, doamna,
cu numele Iulia. Spune-mi, doamna Iulia, de când vine Sfântul Nectarie și vorbește cu tine? Mi-a spus de la copilăria mea vine Sfântul Nectarie. Numai Sfântul Nectarie vine sau și alții sfinți? Da, și alții. A venit multe ori Iisus Hristos, a vorbit cu mine, Maica Domnului, Sfântul Pantaleimon, Sfântul Dimitrie, Sfântul Alexandre și Sfinții Cosmas Damian de Argide, dar mai ales fiecare noapte vine Sfântul Nectarie. L-am întrebat și eu, cum vine? Adică deschide ușa, așa, intra, cum vine? Mi-a spus, pe spate de la ușa de camere mea, se vede o mare lumină, mare lumină, și coboară Sfântul Nectarie, coboară de la sus, coboară. Eu l-am întrebat, vine cu ce haine? Mi-a spus, mai multe ori vine cu haine arhierest, adică cum un episcop face liturghia cu această amfia, cu această haine. Dar alte ori vine cu rasa călugărească asta. După ce faceți? Stau în picioare și sărut mâna și stăm și vorbim. Ce vorbiți? Eu mi-am spus, și în ce ora vine și mai mult ce rugăciune faceți? Mi-a spus, eu la ora 8 trebuie să culc. Până la ora aproape 1, 2 și jumătate, după mezunotica, aproape ora 4, 5 aproape, mă culc. Și după mă trezesc ca să fac rugăciunea. Mulți oameni care le cunosc, le dau numele. Pomelnici, noi spunem aici în România, pomelnici. Și el face rugăciunea pentru ei. Și când vine Sfântul Nectarie, la ora 3, adică după 2 ore, așa mi-a spus doamna Iulia, Sfântul Nectarie vine după două ore. După două ore. Face rugăciune două ore. Și după vine Sfântul Nectarie. Și sta pe scaun și vorbesc. Ce vorbesc? Le citește toate numele. Numele. Da. Și Sfântul Nectarie le dea răspuns pentru fiecare nume. Odată eu l-am spus maică de doamna Iulia. Iulia l-a spus, este o fetiță în Canada, Toronto, care este bolnavă. Nu poate să plimbe, nu poate să spune nimic, este foarte slabă, pe pat, cu numele Magdalena. Spune la Sfântul Nectarie ceva, un cuvânt ca să le ajute. Acolo este foarte chinuită pe pat. Și este căsătorită și după 8 luni a căzut pe pat și este foarte cu multă suferință. Și l-a spus Sfântul Nectarie. După eu l-am întrebat. Ce a spus Sfântul Nectarie? Mi-a spus că va chinui încă timp și după va vindeca. Faci rugăciunea doamnei Iulie și pentru mine. O zi, eu le-am spus, spune la Sfântul Nectarie, trebuie să merg în Africa în anul 2013, trebuie să merg în Africa sau nu? Ce spune Sfântul Nectarie? Sfântul Nectarie le-a spus, spuneți la Părintele Damaschin ca să nu mergi în Africa. Să nu mergi. Dar Părintele Stares mi-a trimis în Africa. Sfântul Nectarie spune, nu trebuie să mergi în Africa. Ce se fac acum eu? Ce se fac? Voi face ascultare la Părintele Sfântul Nectarie sau la Părintele Stares? Ce trebuie să fac? Ce spuneți? Ascultare? Așa am făcut. Am făcut ascultare la Părintele Stares. Așa am făcut. Nu am făcut ascultare la Sfântul Nectarie. Am mers acolo în Africa. Sfântul Nectarie a avut drept. Și de ce? A spus la doamna Iulia, spune la Părintele Damaschin ca să nu merge, pentru că acolo va avea multe ispite.
Și adevărat, am avut multe spite, multe spite, am avut multe spite. Un vrăjitor a furat banile mele toate, într-o oră, până ca să merge la bucătărie, ca să mănânc, până ca să întoarce, el a furat valize, telefoanele, toate. A fost vrăjitor. Cine le-a spus Satana? Vrăjitorii acolo au mare legătură cu Satana. Satana este șef al lor. Și vorbesc vrăjitorii cu Satana. Și dacă au nevoie de bani, fac rugăciunea la Satana. Satana spune, mergi cu tare loc, acolo a venit un părinte din Europa, a adus multe bani, mergeți că s-a luat bani toate. Așa el, vrăjitorul a făcut. Și după am avut și alte ispite. Sfântare a venit la Iulia și l-a spus, spune la părintele Maschin ca să întoarce înapoi repede de la Congo. Este program satanului ca să le moare. Este, dacă nu va întoarce, va muri acolo. Când eu am luat această informație de la doamna Iulia, numai într-o 10 zile am luat bilet, am întors înapoi, repede. Și adevărat, dacă nu, a fost posibil vrăjitorii ca să mă moară, ca să mă ucinde. Pentru că acolo în Africa am avut multe ispite și de 2 ori vrăjitorii au dat ca să mă ucinde. Odată au venit acasă lui, fără să știe doamna Iulia, sfinții mucenici fără de arghiri, Cosma și Damian. Fără ca să deschide ușa. Au ratat casele. Au fost de la Egipt, Cosma și Damian, care au fost puțin negri. Avem Sfinte Arghiri, Cosma și Damianos, de la Palestini, 2, de la Roma, 2 și 2 de la Egipt. Ei au fost egiptieni. Puțin cu mele, adică cu puțin negri. Și când le-a văzut doamna Iulia, le-a spus, cine sunteți? Știm noi, suntem Cosma și Damianos, mucenicii din Egipt, am venit, de ce? A fost hramul această zi, hramul la rol, 1 noiembrie. Doamna Iulia a vrut ca să mergi la biserică, dar nu am găsit un om cu mașină privată ca să le duce acolo. Și a fost foarte supărată. Și când au venit sfinții amidoi acasă lui, le-au spus, doamna Iulia, dumneavoastră ai vrut ca să ne cistiți, ca să veniți la biserică pentru hramul nostru, dar nu ai putut, nu ai găsit mașină și pentru asta noi am venit ca să le salutăm. Ca să salutăm. Salutăm. Mulțumesc. Se simt sfinții, e foarte bunătăție. Sunt frații noștri iubiți, sunt aproape la... Odată, părintele Cosmas, care a lucrat în Congo 11 de ani, a mers la părintele Paisie, care este sfânt din anul trecut, prin care și eu am trăit acolo 20 de ani, cu părintele Paisie. Da. Și... Părintele Cosmas, care a fost misionar în Africa, acolo, la Congo, 11 de ani, odată a mers la Părintele Paisie și s-a întrebat. Părintele Paisie, spune câteva cuvinte despre Inger, pasnicul nostru. Noi toți știm după învățătura noastră ortodoxă, că după botez, Dumnezeu Iisus Hristos ne dea un Inger, pasnic nostru. Dar și Satana trimite un alt. Diavol, ca să ne urmă, ca să ne fie cu noi, ca să ne derazeze, ca să ne dea gânduri rele și epifimie, și pofte trupești, ca să facem păcat. Dar și îngerul lui Hristos este pe dreapta,
vine aproape la noi și ne dea frica lui Dumnezeu, ne dea pomenirea al învățătura a lui Hristos și alte frumoase dilosis. Asta reprezentare a lui Hristos ca să ne ajute ca să nu cadem. Și când am mers la Părintele Paisie, să-l pus, spune câteva cuvinte despre îngeri. Este noi adevărat avem îngeri sau nu? Și Părintele Paisie ne-a spus, da, eu vorbesc cu îngerii mei fiecare zi și simt aproape la mine. Și a făcut așa. Părintele Paisie, așa a făcut. Le-a salutat amindoi. Unul pe dreapta a fost îngerul după botez, care vine aproape în dișul, și îngerul a doi a fost de cauza de calugarie, a fost schivnic. Și a luat această dar de calugarie, a fost schivnic calugăr, și știm noi că calugarie este ca botez a doua. Și toate păcatele acestui om care se face monah schivnic, toate păcatele sunt dezlegare și foarte curată, ca botez a doua. Și pentru aceasta calugăria este ca botez a doua. Vreți că ți-am întrebat ceva sau numai eu voi spunea? Vreți puțin că ți-am întrebat ceva? Aveți întrebare? Până acum sau... Nedumerii. Întrebări. Curiozități. Ce-am mai spus de unde? Ce-am mai spus despre îngeri? Uitați, noi știm după învățătura ortodoxă că îngerii sunt duhuri care carora lucrurile lor este slava lui Dumnezeu și sunt slujitori, ascultători al lui Hristos. Știm de la Aganul la Cale, aveți profesorii voștri, pot să vă spun toate învățătura ca să nu întârziam noi. Vorbiți cu profesorii voastre ca să spun toate ce a făcut îngerul Mihael în Aganul la Cale, ce a făcut îngerul Gabriel în Aganul Zipia, și cum trăiesc și cum vă ajute îngerii noștri până acum cu multe minuni. Da. Când noi facem un păcat, îngerul nostru de botez nu departează definitiv, numai sta mai departe, cu multă întristare. Înțelegeți? Sta mai departe, dar vine aproape la lună, să sta departe. Așa spun Sfinții care au căzut și au văzut, acestea toate sunt experiențe Sfinților. Ca îngeri de botez, când noi facem un păcat, vine aproape la noi, dar puțin departe, cu multă întristare și plinge. De când noi mergem la Părintele Duhovnic nostru, ca să spunem acesta păcat, bucuria îngerul nostru este foarte mare, foarte mare. Oprește ca să plinge și vine cu bucurie aproape pe dreapta noi și vine așa ca... vine aproape la noi, cu multă bucurie. Pentru că noi am spovedit păcatele noastre și după, și noi înăuntru simțim o mare bucurie, mare pace. Păcatul care a făcut Dumnezeu prin acesta hal de pocăință, Dumnezeu Hristos, l-a dezlegat, l-a izgonit și în această viață, și viața veșnică. Și așa noi toți, fiind ca studenții creștini, studenții, și adică aveți mare poftă pentru mântuirea voastră și noi pentru aceasta facem această viață, ca să mântuim, nu fiți supărați de ce noi toți am căzut într-un păcat. Nu trebuie să supăra mult. De ce? Dacă vom supăra mult, satana poate că să ne aruncă în desperație, că Dumnezeu nu ne iubește, Dumnezeu este foarte aspru, nu se vede,
adică satana, care este aproape la tine, ne spune cuvinte contra la Iisus Hristos, nu mă aude, eu fac rugăciunea, dar Iisus nu mă aude, unde este, nu l-am văzut, multe cuvinte satanului. Nu gândim așa. Noi știm foarte bine ca prezența a lui Hristos în viața noastră, ce este? Este împlinirea poruncilor a lui. Prin împlinirea poruncilor a lui avem, nu ca să le vedem Iisus Hristos pe ochii noștri, nu avem nevoie. Nu avem nevoie ca să le vedem Iisus Hristos cu ochii noștri trupește, nu nevoie. Dar avem alte ochi duhovnicești care vor fi deschinde prin împlinirea poruncilor. Dar cine poate ca să împlinească poruncile a lui Hristos? Nimeni. Nimeni. Putem noi, suntem oameni neputincioși, oameni păcătoși, putem noi ca să împlinim toate poruncile lui Hristos? Nu se poate. Nici o zi, a spus Iisus Hristos, evanghelistul Mateo, dacă dacă viața noastră pe pământ este numai o zi, vom cande, vom face păcat, nu numai un, și doi, trei, cinci, multe păcat. Dar problem pentru noi, frații noștri, frații mei, problem pentru Dumnezeu noastră, problemul nostru nu este păcatul. Știe Dumnezeu ca noi suntem păcătoși. A știut când a venit Iisus Hristos și a răstignit, s-a înviat, după a chemat toți ucenicii, se le-a dat o mare taină de spovedanie. Se le-a spus, luați aceasta harul al Duhului Sfânt ca să dezlegați păcatele oamenilor. Și dacă Iisus Hristos nu le-a dat ucenicilor lui această taină de spovedanie, cine va putea amindui? Cine? Nimeni. Nimeni. Deci toți noi am spurcat botezul nostru. Nu e așa? Cine poate să spune dintre noi eu sunt sfânt? Cine poate să spune? Este un om care să spune eu sunt sfânt? Este un ortodox? Nimeni. De ce? Din cauza de botezul nostru, noi am luat darului al Duhului Sfânt. Numai protestanții și catolicii pot să spună eu sunt sfânt. Pentru că ei nu au simțire al Duhului Sfânt. Nu au nici spovedanie adevărată, nici prezența a Duhului Sfânt, nici smerenie, nici rugăciune, nici nimic. Nici catolici, nici protestanți, nu au nimic. N-au nimic. Odată eu, când am fost în Africa, știu că nu au Duhul Sfânt și l-am întrebat un protestant care a fost pastor. Acolo pastorii, trebuie să știți, sunt frăjitori. Fac roangă. Unde roangă? La Duhul Sfânt? Ei au harle de preoție? Au preoții? Au taine? Unde pastorii protestanții roangă? Unde? Spun că la Duhul Sfânt? Nu se poate. Nu lucrează Sfântul Duhul la sectele lor. Unde fac rugăciunea? La Duhul Satanului, fără să știu ei, dar sunt vrăjitori. L-am întrebat un pastor o zi, domne, știți când vei muri, unde vei merge? Vei fi aproapele sub Hristos sau mai puțin, mai jos? Nu, eu voi fi pe fața sub Hristos. A spus pastor, uitați, zmerenie, zero, nimic. Am întrebat o zi un teolog catolic, când dumneavoastră faceți semnul de cruce, așa, l-au schimbat. Nu sunt, catolicii nu sunt, nu au nici una relație și spunem, învățătura adevărată, nu. Să vă spun și minune. Mă scuzați, trebuie să scoate astea, face puțin.
căldură. Să vă spun 3-4